tăcerea inimii catena. Știam să improvizez, știam să interpretez o haină. Ați trăit cu frică? Mai mult. Mai mult decât frică. Eu făceam personaje care trebuia neapărat să fie ori românci, ori ungure, deci unguroaice. A doua zi dimineața eu am luat trenul și nu ne-am mai văzut. El este italianul din aeroport? Exact. Da, eu... Să nu-mi spuneți că ați rămas împreună de atunci. Mi-a lipsit partea de povești. Colegii mei mă pare că l-au muta. Efectiv, nu înțeleg de ce răutatea asta. Vreau să-i scot din acea lume, să vină într-o lume a normalității, într-o lume frumoasă. Wow, ce frumos! Ce ne place și mai vrem! Ne-am văzut pe ei plângând și emoționați, pentru că era prima dată când auzeau însemne muzică. Am venit la Brașov în căutarea unei eroine de destine ca în filme pe care aș fi putut-o întâlni la Milano sau chiar în Buenos Aires. Un destin plin de provocări și de succese, dar și de iubiri de roman. Un destin puternic care acum își dorește să facă bine și celorlalți, mai puțin norocoși. Mariana Pojar. Ce și-au dorit părinții de la dumneavoastră, Doamne, să deveniți? Erau modești. Nu voiau mare lucru. Voia fata lor să devină o simplă învățătoare. Și de ce m-au trimis la Sibiu, unde era școala pedagogică? Ați plecat din Brașov pentru a putea studia? Nu, am plecat din Brașov pentru școala pedagogică. Doar pentru școală. Și între timp, eu am fost la teatru la Sibiu, îmi plăcea să văd spectacole și acolo am cunoscut-o pe Angela Albani, care era soția lui Jimmy Besoiu, și m-a luat în grațiile ei. Când am terminat școala pedagogică, m-au luat corp ansamblu la teatru din Sibiu. Ea a decis că eu trebuie să mă duc la facultatea de teatru. Și ea m-a trimis la facultatea de teatru. Dar eu nu puteam să-i spun lui mama și lui tata așa ceva. Pentru că ei voiau o învățătoare. Despre ce ani vorbim? În 60 eram la București. În 60? Am dat examen. Cum ați ajuns din București, din România, tocmai în Argentina? Pentru că primul meu soț era argentinian, ne-am cunoscut la sărbătoarea bobocilor. La facultate? La facultate. București. La București. Era și el student? El termina facultatea, făcea regie, iar eu intram la actorie. Și? Și când s-a Ați terminat... Ați fost împreună toată facultatea? El a rămas în țară, a lucrat foarte mult cu Ciulei. Cum v-a convins să plecați în Argentina? Sau n-a fost nevoie? Convins. Am terminat facultatea și a trebuit să... A murit tatăl lui și erau probleme de ereditate și a trebuit să mergem. Problema era că eu nu puteam să intru, fiindcă veneam dintr-o țară comunistă. Ca să plec în Argentina am rămas un an între Viena, Paris și am rămas mult, 6 luni de zile, în Uruguay, Montevideo. Foarte de tânăr ați ajuns peste hotare. Da. În niște ani... În care nu se putea ieși. În care nu se putea ieși. Da, dar fiind acest soț al meu de stânga, și având relații la nivel de comitetul central, eu aveam niște avantaje care alții nu-i aveau. După aceea, soțul meu a fost în Argentina,
în incognito, pentru că era, n-avea voie, erau militari la putere. Era o situație în Argentina impresionantă atunci. A trăit cu frică? Mai mult. Mai mult decât frică? Pentru că noi trebuia să ne ascundem cu soțul meu, pentru că venea dintr-o țară comunistă. Și deci stăteam într-o casă de prieteni, după ce am închiriat undeva, și cine l-a ținut pe soțul meu eram eu. Pentru că atunci el nu putea să lucreze, nu putea să facă nimic. Și dacă mergeai pe stradă, ți-era frică. Ce ați lucrat ca să susțineți familia? Am început să lucrez, să fac defileuri. Am manechin. Multe fotografii, manechin. Manechin, modă. Modă. Pot să spun că eram actriță, deci știam să improvizez, știam să interpretez o haină. Și știam lucrul acesta v-a ajutat și foarte m-a ajutat mult. Foarte mult, chiar dacă nu aveam înălțimea aceea și nu eram manechinul care umblă cu cărțele pe cap să fie drept. Nu, 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 eu eram expresivă, surdeam. Câți ani ați stat în Argentina? E, între una și alta, deci din 66, iulie 66 până în 72. Ați făcut și televiziune în perioada asta? Foarte multă. Pentru că făceam, știți, acele telefilme care durează în fiecare zi o jumătate de oră? Telenovele. Telenovele. Începuseră deja telenovele în Argentina. Ca și în Mexic trăiesc cu telenovele. Da. Și eu făceam personaje care trebuia neapărat să fie ori românci, ori ungure, deci unguroaice, ca să fie la capătul pământului, interesante. Și așa am câștigat primii bani. Acum soțul dumneavoastră ce face? Este o personalitate? Este o mare personalitate, se numește Raul Serrano, are teatrul lui, scrie foarte multe cărți, are școala de teatru cea mai importantă din Sud America și e foarte cunoscut. Cum ați ajuns să vă despărțiți? M-am despărțit, nu știu pentru ce, de fapt. M-am întors în țară să-mi botez nepotul. Am venit la Roma, m-am dus la aeroport să iau avionul să mă duc la București, unde mă așteptau ai mei. Și acolo am văzut aceste două splendide manechine adevărate, cu peruci, cu îmbrăcate. Și eu eram o imagine a lui Che Guevara. Cele două fete erau două logotnice la doi italiani. În orice caz, eu m-am dus și am început să mă cert pentru că nu pleca avionul și eu trebuia să ajung la București. Ai mei mă așteptau. Și atunci eu, când mă cert cu ăștia și spun, da, vorbeam în limba spaniolă, se apropie un domn. Da. Poți să-l chem? Este aici, în casă? Puteți chema, n-am știu că e aici. E aici? Da. Acest domn de pe aeroport nu este domnul din Argentina. Nu, nu, stați că încă asta... Este actualul soț, exact. Care nu este soțul din Argentina. Nu, este soțul din Italia. Domnule! Ah, sono io, adică ne-a spus că este dânsul. Dar unde? E drăguță povestea. Se numește este... Francesco Pasalia. Și el este italianul din aeroport? Exact. Da, eu... Să nu spuneți că ați rămas împreună de atunci, de pe aeroport. Nu chiar de pe aeroport, dar de atunci. Așa ceva. O să acceptați să vorbim împreună după aceea? Știe românește? L-ați învățat românește? Ar fi rușinos să nu știe românește. Așa este. Să revenim pe aeroport? Da. Asta chiar a fost foarte interesant. Da, pentru că mă certam cu acest... Cu cel de la aeroport. De la, mă certam cu el și cică el se apropia de mine și să traducă, să explice că eu, da, de fapt, cu tare și cu tare. Și ți-a fost prima noastră întâlnire. A fost un, cum zice, un coup de foudre. Coup de foudre. Dragoste la prima vedere.
La și prima vedere eu am avut impresia că Mariana va fi femeia pentru mine, pentru viață. Nu mai pleca avionul la București și trebuia să mergem prin Iugoslavia. Deci mergeam cu un avion la Belgrado. La Belgrado după aceea trebuia să luăm un tren să ajungem la București. A fost o mare confuzie pe aeroport. Dar în avion mă întorc, vorbind de destin, mă întorc cu capul în spate și cine era? Era el, cu logotnica și celălalt pe scaunul din spate. Se apropie de mine și îmi dă un bilețel. Zic eu, Doamne, ce superficialitate, bărbații ăștia! Uită-te, dragă, e cu logotnica pe umărul lui și el vine și îmi dă un bilețel. Deci nu l-am deschis niciodată, l-am rupt mic și l-am băgat în portacenere în avion. Am avut, bineînțeles, emoție. O emoție. Emoție. Și ați scris atunci? Și am scris atunci, am scris în imediat. Avion. Am scris un bilețel cu o poezie. La hotel sunt la recepție, dau documentele mele la recepție, ridic ochii, se deschide ușa, așa, de la hotel. Și cine intră? El, soțul actual, acest domn Francesco. Cu logodnica și prietenul cu logodnica în același hotel. Francesco era din acel moment peste tot. Da, ca un fel de obsesie. Eu le-am spus, doamnă, eu vreau să... De unde sunteți? Ea spune, din România. Și mă duc în România de la mama și cu părinții, că mă așteptă la București. Vreau să-mi cunosc și eu în România. Mă spuneți unde stați? Eu sunt de la Brașov, mă spune ea. Ne dați adresa că eu vă scriu și pot să veni să o vizită. Deci a doua zi dimineață eu am luat trenul și nu ne-am mai văzut. Și am început să scriu. Fiecare zi o scrisoare, o poezie și trandafir. El plătea trandafir cu interflori și mi-ajungeau garoafe. Și mama zicea, Doamne, toată camera e plină, parcă ar fi numai la morți. Am luat mașina și am plecat. Am făcut o noapte întreagă, toată Iugoslavia. Am ajuns la Brașov. I-a spus, dar eu sunt căsătorită. I-a spus, nu are importanță. Se face divorț. Și te căsătoresc cu mine. Asta a fost ideea. Și m-am întors în Argentina. Le-am făcut un mesaj. I-a spus, sau vin la în Italia, sau vin eu în Argentina. Și m-am pregătit bagajul. Soțul dumneavoastră din Argentina știa un bărbat tot italian a făcut o adevărată obsesie, putem spune, nu? Da. Bun. Da. M-a înțeles, a înțeles întotdeauna. Dar a avut nevoie de un psicoanalist ca să-l convingă să mă lase să vin în Italia, să-mi dau seama dacă într-adevăr țineam la acest om. Iau bagaj și mă duc la Roma, l'aeroport di Roma, Leonardo da Vinci. Spune la un hostess, vă rog, asta della biglietteria, io lascio aici bagaj. Dacă non vine o femeia de care așteptă, vă rog, iau bagaj și plec eu în Argentina, în Buenos Aires. Asta. Era ori-ori. Ori-ori. Exact. Și-a venit Mariana. Și-a venit, no. Mă duc la ieșire. Mariana, ultima. Eu eram disperat. A ușit tot. Ia, încet, încet, pipim, pipam, pipim, ajuns și ea, în fire. Când ați știut că Francesco este cel cu care vă veți petrece viața în continuare? Niciodată. Că vă găsesc acum după aproape 50 de ani exact. Împreună. Da. Dar de ce? Mă întreb și eu. Încă nu știți. Nu. Dar ce apreciați la el? O, apreciez o mare personalitate, apreciez o corectețe și această corectitudine și apreciez acest bolnav
bolnavă dragoste care are pentru mine. V-ați îndrăgostit, dar ce v-a plăcut la ea? Tot. Tot. Și acum, peste ani? Tot. Așa cum. Tot. Tot. Așa a rămas, da? A rămas pentru că eu iubesc foarte mult Mariana. Mariana are un fascino. E fascinantă. E fascinantă. Și în ziua de astăzi, după atâția ani, se comportă la fel ca atunci. Dar nu știe să-mi aducă un fazzoletto. Francesco, dammelo anche quello, scusa. Ce înseamnă fazzoletto? Batistă. Ah, aveți nevoie de o batistă. Da, mamă, pentru că m-am răcit. Spune-mi, când ce ați făcut la Milano? La Milano eram în fața unui magazin de pantofi și un domn înalt se oprește și spune: asta e cartea mea de vizit. Dacă te interesează să faci publicitate, vino la mine la studio. Vă spun, e totul, vă jur. Totul este adevărat? Numai că e adevărat, totul e, dar destinul, totul este absurd. Ca... Totul este un fel, într-un fel, e destin. Adică acest om care v-a dat cartea de vizită, datorită acestui om, ați avut... Am început o altă viață. Într-o zi, o fată care lucra în publicitate cu mine îmi spune: mă poți înlocui, te rog, într-un showroom unde prezintă costume de baie? M-am dus și am rămas acolo, dar am învățat o meserie. Pentru că clienții care veneau să cumpere de la acest reprezentant colecțiile nu au întotdeauna încredere în acești reprezentanți care vor să-ți vândă. Nu știu dacă e important. Și atunci am întrebat eu, care prezentam colecțiile, vedeam nu știu câți clienți pe zi, pentru că făceau mai multe defileuri în acest showroom, și mă întreba: ce s-a vândut mai mult? Care costume s-au vândut? Ce culori s-au vândut? Și eu spuneam: asta, ăla. Când am învățat șmecherul de reprezentant, că mă pricepeam, până mă duc să beau o cafea. Te ocupi tu, Mariana. Unde trăiți acum? Unde trăiți? La Milano. A trăit la Milano? Da. Și v-am găsit în Brașov. M-ați găsit la Brașov fiindcă vin. Da, pentru că vin tot timpul. Am pisici. Pisici aici? Da, am adunat 10 pisici. 10? Dar nu le-am văzut. Păi, dar mi s-a spus că această doamnă, Iuliana Marciuc, da, are probleme cu pisicile. Uite cum află acum tot poporul că eu am probleme cu pisici. Așa e. Mie îmi plac foarte mult căței și nu-mi plac pisicile în casă. Este destul de rar ca să întâlnești oameni deosebiți. Și doamna Mariana Pojar este un personaj incredibil, pentru că are acea clasă fenomenală, are 80 de ani, dar are aceeași frumusețe, cred, ca la 25 de ani. Are clasă, este foarte lucidă, plus de asta, dragostea pe care o are pentru soțul ei, care sunt împreună de 53 de ani, domn Francesco, este incredibilă. Și ce am observat este că domn Francesco o protejează și acum, la 80 de ani, ca și cum ar fi la începutul poveștii de iubire, să zic așa. Și suntem foarte buni prieteni și de câte ori merg la cafea la ei acasă, mă simt așa ca într-un fel de film din anii 30. Ați făcut facultatea de actorie, da, în București, așa cum mi-ați... Cu promoția de aur a teatrului. Cine ați fost coleg? Am fost coleg cu Florina Cercel, Valeria Seciu, Ovidiu Moldovan, Anfrumoști, oameni talentați. Ne-am întâlnit la 20 de ani, la 40 de ani ultima dată. În ce ați jucat? Vă amintiți dintre spectacolele? Deci eu, când eram încă pe băncile școlii, cum s-ar spune, m-au ales ca să fac rolul principal a cuplului tânăr cu Caramitru în Comoara din Vadul Vechi. Ați regretat vreodată că n-ați mai jucat? Enorm! Dar acum destinul v-a readus la Brașov. M-a adus la Brașov. Suntem în această curte. Da, grădină, da, în grădină. De fapt, grădină. Noi voiam grădină. Și problema mea era că am o casă care trebuie să aibă un sens a vieții mele, măcar atâta. Dacă n-am reușit să continui să fac teatru, chiar dacă am făcut 1000 de lucruri,
Dar ceva să rămână după noi. N-aveți copii. N-avem, din păcate nu avem copii. Doriți să-i dați un alt sens. Da, absolut, absolut. Și de aceea, uitați ce m-am gândit eu. Eroii de destine, ca în filme, au format deja de atâția ani de zile, mai mult de 10 ani, o comunitate. Și de multe ori ne ajutăm între noi. Și m-am gândit să vă prezint un erou de destine ca în filme. Se numește Cristian de la Taxiul cu Bomboane, care are o asociație. Și dacă o să vă înțelegeți cu Cristian și eu, la cum îl cunosc pe el și cum v-am cunoscut acum și pe dumneavoastră, cred că o să vă înțelegeți, zic că o să faceți ceva treabă împreună. Doamne, ar fi... Ani, venim din nou cu ar fi formidabil, dacă mai mai fi, pentru că fac... Colegi, a ajuns Cristian? A ajuns. Cristian. El este Cristian, bine te-am regăsit. Bine te-am regăsit. Îmi face plăcere să vă cunosc. Cristian este Roman. Mariana Pojar. De fapt, Taxiul cu Bomboane, Babo Natale, Moș Crăciun, cum doriți să-mi ziceți? Moș Crăciun, Moș Crăciun. Da, stai Moș Crăciun aici. Da, el este Moș Crăciun, Crăciun pentru foarte mulți copii. Pentru... În fiecare an e Moș Crăciun, o să fii și anul ăsta, nu Moș Crăciun. Sunt condamnat cu ghilimele de rigoare ca până în ultima zi să fiu Moș Crăciun, dar nu un Moș Crăciun obișnuit. Da. Este vorba despre un Moș Crăciun all season. În toate sezoanele, pentru că noi nu vrem să ne legăm de o zi anume din calendar. Copiii așteaptă daruri tot timpul, copiii așteaptă îmbrățișări tot timpul. Da. Copiii au nevoie de dragostea noastră, de atenția noastră. Să mergem să vezi despre ce este vorba, să intrăm, să vezi și tu o casă pentru care ce crezi? Doamna o dorește a o... Să-i dea viață, să-i dea o nouă viață. Da, să-i dea un scop, să un aibă... Scop. În primul rând m-a bucurat priveliștea din grădină. E o dumbravă minunată, în mai mici dimensiuni. Așa s-ar putea numi. Dumbrava minunată. Așa s-ar putea numi. Dumbrava minunată. Da, are un titlu splendid. Am văzut acolo, e un locșor unde s-ar putea umple cu nuferi. Ei, dai lune. Vedeți că a început deja să viseze. Deja eu deja visez, da. Adevărul e că am vorbit mult și cred că mai aveți mult de vorbit și să vă cunoașteți. În noaptea asta. În noaptea asta rămâne aici ca să vă cunoașteți și să cunoașteți povestea. Așa că o concluzie, ce vă doriți de la această casă, Dumbrava minunată? Ce vă doriți? Da, îmi place și numele Dumbrava minunată. Deci, de fapt, eu doresc ca acești copii, care nu vor avea niciodată o altă posibilitate, să-și facă o săptămână de vacanțe la Brașov. Să cunoască Brașovul, castelul lui Bran cu Dracula, care în străinătate e mai mult cunoscut decât frumusețele noastre. Să aibă o casă de vacanță unde ei să vină. O săptămână pentru să vină. O săptămână. Și apoi dar alții o săptămână și alții. Toți cei care vor să... Exact. Cum ți se pare? E posibil. Asta voiam. Mă uit și suntem înconjurați de istorie, suntem înconjurați de natură, ne copleșește natura. Da. Sunt convins că aici se vor scrie multe povești frumoase. Sunt convins că locul acesta va rămâne în amintirea multor copii, pentru că noi asta facem. Dăruim amintiri frumoase. Să sper din tot sufletul. Dacă e tot ce-mi doresc. Loc, cum l-ați descrie? Cum când mă așez uneori dimineața, îmi beau cafea și mă uit, râzând spun, asta este Hollywoodul meu, Brașov. E scris acolo. Exact. Și ce numai Hollywood are dreptul să scrie. Noi nu, avem și noi Hollywoodul nostru din Brașov. Suntem într-un autobuz magic din Pitești. Aici mi-am dat întâlnire cu Lavinia Chițu, singurul interpret care traduce muzica în limbajul semnelor. De ce un autobuz magic? Pentru că Laviniei, în copilărie, i-au lipsit poveștile. Da, poveștile i-au lipsit cel mai mult. Și ne spune ea chiar acum de ce. Bună, Lavinia! Bună! Eu sunt Iuliana Marciuc, mă bucur să te cunosc.
Mă bucur și eu să te cunosc și îți mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc cu drag. Am venit cu drag la Pitești ca să te întâlnesc. Spuneam că muzica este foarte importantă pentru noi toți. Este pansament pentru suflete, dar nu toți o putem auzi. Așa este. Poveștile sunt foarte importante în dezvoltarea copiilor, dar nu toți le auzim și nu pentru că părinții nu vor, ci pentru că nu pot. Am spus toate astea pentru că tu mi-ai povestit. Da. Nu ai avut povești. Așa este. Pentru că în copilăria ta nu ai auzit povești. Și că asta ți-a fost practic cel mai greu. Așa este. Am avut o copilărie destul de frumoasă, doar că mi-au lipsit poveștile. Mi-au lipsit poveștile acelea care se spun, nu știu, Micul Prinț, Cenușă Reasa, Scufița Roșie. Din păcate nu n-am avut acces și, într-adevăr, cu timpul mi-a afectat acest lucru. Mi-ai spus deja despre părinții tăi minunați. Câți ani au ei? Mami are 54 și tatei 53. Este mai mic cu un an de zile. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Printr-un accident sau cum au ajuns să nu mai audă? Ei s-au născut absolut normal, ca și noi. Și la un an și jumătate, 2 ani de zile, au făcut o otită destul de urâtă și n-a fost netratată la timp. Și iată, au rămas complet surzi, adică nici măcar hipoacuzici să înțeleagă așa un pic din zgomotul din afară, cum ar veni, nu știu, un claxon sau de la ambulanță sau un pic de muzică. Asta e lumea de zgomote. Corect, corect, corect. Când s-au întâlnit cei doi? Mami era la școala profesională de la Iași și tati a învățat la Timișoara, pentru că în România avem puține școli speciale. Mami era în ansamblu de dans folcloric, pe dansuri populare, și a ținut un turneu cu alte persoane care nu au din școală și iată, au mers la Timișoara. Tata, învățând în Timișoara la școala specială, s-au dus la evenimentele lor care se țin pentru persoanele cu deficiență de auz și mami era în dansul de dansuri populare, dansa, și lui tata i-a plăcut foarte mult. Deși mama vorbea cu un băiat în acel moment și i-a spus mama tatălui, vezi că eu vorbesc cu un băiat chiar din Craiova, nu știu dacă putem noi doi să fim împreună sau să avem o relație, și tati a spus ferm, eu am să mă căsătoresc cu tine, am să te duc la Pitești și o să avem 3 copii. Și s-a întâmplat toate lucrurile astea? Sau doar o parte cu, din ele? În afară partea cu copii. Adică la Pitești au ajuns, da, dar au avut un singur O singură fată. Da. Când ai înțeles tu că părinții tăi sunt speciali? Când ți-ai dat seama că, de fapt, ei sunt altfel? Da, cred că mi-am dat seama undeva la un an și jumătate, 2 ani de zile, pentru că atunci n-am conștientizat. Mama, spunându-mi că la 5 luni de zile am început să vorbesc, să spun cuvântul mama, am început să conștientizez undeva la un an și jumătate, 2 ani de zile, când îi vedeam pe ei că fac în semne. Și auzeam când mă duceam cu ei prin oraș, oamenii cum vorbeau vorbeau vocal, și ai mei, de ce nu vorbeau vocal, de ce scoteau semne, vocile lor, de ce erau diferite față de ceilalți. Dar cred că conștientizam destul de puțin, aș putea să zic undeva pe la 3-4 ani de zile. Cam pe atunci am început să învăț și semnele. Ai mers la grădiniță? Am mers la o grădiniță normală, și școală și liceu și așa mai departe. Mie la grădiniță mi-a plăcut foarte, foarte mult, doar că mi-a lipsit partea de povești. Deci vedeam pe colegii mei că știau poveștile care sunt cunoscute în lumea copilăriei. Eu, din păcate, nu știam, pentru că părinții mei nu cunosc poveștile, pentru că în școală nu îi învață, vorbesc de învățământul de acum 40-50 de ani. Aveam nevoie de partea asta de un om care să mă învețe să vorbesc corect gramatical, să îmi spună poveștile care se spun la copiii până în 7 ani sau până în 10 ani de zile. Și l-ai găsit pe acest om, cum spui tu?
Nu, da. Bunicii mei nu au fost aproape de, nu au fost lângă mine. Știți cum este, era odată mentalitatea aceea că surzi erau muți, că ei erau cu dizabilități, că ei nu, de ce trebuie să învețe carte, doar dar să învețe o meserie. Bunicii tăi sunt părinții părinților tăi. Da, nu și au ajutat și auzeau, da, unii dintre ei nu mai sunt pe lângă noi, dar consider eu că, nu știu, n-au avut răbdarea să mă învețe și pe mine, să-mi spună toate aceste povești și partea asta de din lumea auzitorilor, din lumea care se vorbește, să-mi aducă informația ca să pot să mă descurc în viața de zi cu zi și de a, modul de a vorbi coerent și gramatical. Cum ai început să înveți semnele? Semnele, tot așa, deci după 2 ani, 3 ani de zile, când am început să conștientizez că ei fac însemne, pentru că părinții mă luau de mână la prietenii lor, tot așa, cu deficiențe de auz, și copiii, unii dintre ei erau surzi și auzeau, mi-am dat seama, băi, e modul de aici de barieră și ar trebui să învăț semne ceea ce vor să-mi spun ai mei. Înțelegeam partea de că mi-e foame, mi-e sete, nevoile normale în general, dar voiam să știu mai mult, să pot să mă înțeleg mai mult cu ei, să pot să și ajut. Atunci am conștientizat. Ce fel de copil a fost Lavinia când era mică? Ce fel de copil a fost? Vă amintiți? Cum vă amintiți? Păi, Lavinia, care a venit fata mea, care a venit pe Tatăl cum și-o amintește? Tatăl, cum și-o amintește tatăl? De muzică cum te-ai apropiat? De muzică, vai, eu îmi doream de mult, îmi doream să fiu cântăreață cu voce. Dar posibilitățile financiare, din păcate, în familie n-au fost și renunțasem la idee. Doar că până la vârsta de 12 ani, tata mă tot vedea că eu prindeam, aveam un casetofon și puneam casete, erau casete și puneam caseta și era câteva piese, nu erau foarte multe și încercam să fac însemne, să dansez, să încep să cânt și așa mai departe. Foarte aplet! Te pate, pate! Te pate! Mai tu te, e potret, tu te, tău te fai tu. Uite, mutie, te-ai mutie. Te, mă uite, fai tu. Te-ai mutie. Și cumva și vrei să transpui de atunci în semne muzica ce ascultai? Cred că tu? Da, da, cred că da, simțeam nevoia să arăt ceva. Păi, mă prate mutie, tot, mă prate mutie. Da, tu. Și când a început aparatul, i-am chemat să le arăt și le-am făcut în semne. Traduceam versurile respective. Asta am spus, traduceai versurile, asta am vrut să te întreb. Da, și i-am văzut pe ei. I-am văzut pe ei plângând și emoționați, pentru că era prima dată când auzeau însemne muzică, versurile ale artiștilor. Dar mama și... ta mi-a spus că dansa muzică populară. Ei cum dansează? Da, dar doar simțeau la modul de vibrație, dansau muzica pe ritm. Muzica se simte prin vibrație, da, și prin absolut, vibrație absolut. Și prin ritm. Dar ei nu înțeleg ceea ce spun în piesele respective, adică versurile. Da? Nu le percep. Da, percep, da. Însă niște sunete. Doar sunetele, zgomotul acela de la genul muzical. Emoția aceea pe care tu ai pricinuit-o părinților tăi,
Cred că ți-a dat un impuls. Bucurie, putere și un impuls. Da, nu? Da. După 24 de ani, când am ajuns să lucrez în TV, traduceam știrile în direct, de atunci este directiva de la Uniunea Europeană, și mi-am dat seama ce ar fi dacă eu mă apuc să traduc muzică în semne. Și de câțiva ani, asta fac în momentul de față, dar de clicul s-a întâmplat într-o zi de Paște, când ne-am dus cu părinții la țară și ai mei erau ocupați acolo cu grătar, cu unchimul, cu mătușa mea, toți care nu aud. Și m-am dus într-un colț și am început să fac în semne, să traduc. Era piesa cu Andra, o piesă foarte în vogă, ceva cu fetele. Am zis, hai să încerc. Toți băieții vor ca toate fetele să fie... Am postat pe rețele de socializare doar pentru ei, nici de cum pentru comunitatea sordă. Și când am văzut că a început să aibă amploare și lumea mă întreba, dar Lavinia, traduce și cu muzică populară, și cu alt stil, fă-ne, dezvoltă cât mai mult latura aceasta, am zis, ok, hai să mă apuc să fac aceste lucruri. Deja au văzut casele de producție, m-au vizualizat, m-au abordat, am început să traduc pentru ei, pentru marile case de producție, ușor, ușor. După care, în 2019, am accesibilizat, iată, primul concert din România pentru oamenii surzi, inclusiv și pentru cei în scaun rulant, nevăzători și toate tipurile de dizabilități. De când cu accesibilizare ei vin, se bucură, plâng, își împărtășesc bucuriile, că simt în momentul de față altfel muzica, dar ce vreau să specific este că odată cu traducerea versului, eu și mimez instrumentele. Care a fost cel mai frumos mesaj de mulțumire pe care l-ai primit? Undeva până în 15 ani se țineau concerte de ziua comunei, de ziua orașului și așa mai departe și eram cu mami, cu tata și cu câțiva prieteni surzi. Și pe scenă foarte multe persoane, auzitoare ca noi, noi ne-am strâns așa într-un cer și mă întrebau, zine și nouă ce se întâmplă acolo, cum ce cântăm, zine și nouă în versul. Și am început să traduc, să fac, să arăt și așa mai departe, erau ei în jurul meu și eu eram în mijloc și le traduceam și făceau, wow, ce frumos, ce ne place și mai vrem. Atunci au fost primele cuvinte așa de mulțumire și de satisfacție către mine că trebuie să fac ceva. Mi-ai spus de foarte multe ori despre prietenii tăi care nu aud. Da. Dar prieteni tipici ai? Care aud. Care aud? Da. Am, dar nu am așa foarte mulți, pentru că dacă eu am intrat foarte mult în lumea asta a lor să pot să fac ceva pentru ei, de multe ori prietenii mei tipici, nu că n-am timp pentru ei să pot să merg pe acolo la distracție și așa mai departe, dar cred că sunt focusată foarte mult să pot să fac ceva în țara asta, să pot să fac ceva în misiunea asta mea, să pot să fac ceva în viață, să las ceva în urmă. Și am foarte puțin prieteni care aud și care și ei știu câteva semne în limbajul semnelor, pentru că mi se pare normal și util că dacă se întâlnesc cu ai mei, să spună, nu știu, să rămână, să spună bună ziua, mulțumesc, bine ai venit, mi se pare util și o normalitate. Cât de greu este pentru părinții tăi să meargă, de exemplu, la cumpărături, să meargă la un doctor, la o farmacie, atunci când sunt neînsoțiți de tine? În primul rând este destul de greu. Hai că la cumpărături, la un supermarket, poți să spui produsele în coș și te duci la casă, totul ți afișează, e totul vizual pentru ei, este mult mai ușor. Dar pentru ei este mai greu că se duc la o farmacie sau te duci la doctor. La doctor aici e o problemă. Sau la instituția ale statului, pentru că vorbim de o lege, care legea este în actualmente, în care instituțiile de stat și cele private ar trebui să asigure interpret, ni se închid ușii în nas, sau nu interesează, nu avem, și atunci surdul trebuie să-și ia de mână un interpret, să facă aceste demersuri, contestații și așa mai departe. Și dacă nu l-are, dacă merge singur, nu se poate descurca, nu? 20% din comunitatea lor ei știu să citească și să scrie. Atenție, vorbim corect, deci să știu să citească corect și să scrie corect din punct de vedere gramatical. Dar restul au nevoie de un interpret, de un translator pentru ei, pentru că e limba lor, e limba semnelor
și este nevoie de acest lucru. E ca și cum ar veni un străin în țara noastră, nu știu, și vorbește japoneza, normal că ai nevoie de un translator. Limbile străine le poți traduce și prin semne? Limba semnelor este diferită de la țară la țară, ca și limba vorbită. Nici de cum nu există un limbaj universal, cu majoritatea oamenilor care aud consideră că în comunitatea lor este un limbaj universal la nivel global. Nu. E adevărat, în Europa, în anumite țări, semnele, unele semne, nu știu, să zic 10%, sunt logice, le poți înțelege și te poți înțelege cu un surd din țara X. Dar am fost în Turcia, am predat în Turcia la 6 luni de zile la o școală de surzi. Mi-a fost foarte greu. Copiii mi-arătau un alfabet turcesc A, B, C, care e total diferit de la cum e la noi în limba română sau în internațional A, B, C. Da, e total diferit. Și tot mă uitam, Doamne, ce îmi spun copiii ăștia? Și cred că ne-a luat undeva la vreo o lună, două luni de zile până am învățat alfabetul de la ei, cuvintele de bază și ei de la mine. Iar atunci a fost mult mai ușor. Mie îmi place foarte mult ceea ce fac, ador meseria asta pe care o fac. Vreau să fie lângă mine. Vreau să trăiască, poate ei n-au trăit acele momente fericite. Poate au trăit momente foarte urâte din viața lor și vreau să-i scot din acea lume, să vină într-o lume a normalității, într-o lume frumoasă. Ți-au povestit vreodată despre un moment care i-a impactat puternic, despre, negativ în copilăria lor? În viața da, lor. Mult, de multe ori. Faptul că a fost umilită de multe ori în societate, discriminată, că era poreclită muta, faptul că a fost în autobuz și comunica în semne cu tata, oamenii din cei care auzeau râdeau de ei. Ai avut de înfruntat cumva răutatea da, oamenilor? Foarte mult. Foarte mult. Adică eu la rândul meu, eu cel puțin în școală, eu am fost discriminată și umilită. Eu în clasele 1-8, eu am fost în ultima bancă, profesorii n-au fost lângă mine, n-au stat lângă mine, nu m-au învățat, dacă eu voiam ceva, nu știu, nu înțelegeam o întrebare, ridicam și îmi spuneau repede. Și poate nu înțelegeam, pentru că poate era un cuvânt mai greu pe care eu nu-l întâlnesc acasă, eu nu-l întâlnesc în comunitatea lor surdă, un cuvânt mai greu. Plus că și colegii mei mă poreclau muta, adică direct, nu, nici de cum Maria sau Lavinia, că mai am un nume și așa mă chemau și Maria, nici de cum, deci mă poreclau muta. Deci, efectiv, nu înțeleg de ce răutatea asta. Eu sunt învățătoare și am chemat-o la întâi la un cer pedagogic în care am avut ca temă despre cum putem să ajutăm pe copiii cu dizabilități și m-am gândit că cel mai frumos ar fi să aduc un copil care a trăit într-o familie cu dizabilități. Din fericire, noi la școală unde sunt eu acolo nu avem copii cu asemenea probleme, dar am avut în activitatea trecută copii ca și părinții Laviniei cu o surditate medie și mi-a fost destul de greu să lucrez. Dar am reușit. Am adus-o în mijlocul copiilor pe care i-am învățat semne, i-am învățat să folosească câteva cuvinte, câteva semne. Copiii o iubesc foarte mult. Faptul că am adus un om care apare pe YouTube, îi strigau când vine YouTuberița. Deci era fericire mare să vină un YouTuber, că noi trebuie să venim la școală întotdeauna cu ceva nou, că altfel nu mai ține pasul. Și copiii au iubit-o foarte mult și acum mă întreabă când mai vine la Vinia. Am adus-o la generația trecută, a venit și la generația aceasta pe care o am acum. Mi-ai spus foarte mult despre planurile tale pentru ceilalți, dar pentru tine, pentru sufletul tău, cum te vezi peste 10 ani? Mi-am dorit foarte mult să călătoresc, să văd lumea.
Foarte mult. Am văzut până acum vreo 22 de țări. Am doresc să ajung și mai mult, să văd 100 de țări, nu știu, peste 10 ani de zile și să pot să mă descoper mai mult pe mine, să văd, pentru că am și eu necazurile mele, am și eu traumele mele și am și eu suferințele mele și vreau să mă zbat, să fiu o versiune mult mai bună de atât și să fiu fericită înăuntru meu. Oricum sunt fericită și dau un sens vieții în fiecare zi, mă bucur de orice în jurul meu, dar parcă vreau mai mult și vreau să schimb mai mult și să inspir mai mulți oameni dacă pot și peste 10 ani cred că mă văd ori călătorii în toată lumea asta cu soțul și cu copiii pe lângă mine. Așa și spunându-le făcând povești. Da, dar și făcând bine. Și făcând bine pe unde merg. Așa îți doresc să fie. Da, da, atât. Nu îmi doresc, atât. Să fiu, să fiu fericită. Noi ne-am spart de râs pentru că nu văzusem în viața noastră un om atât de versatil, cu un talent atât de bun și cu o voce excepțională. Babele se piapă. Iuri era un tip extraordinar de sensibil. Muzica era el, făcea parte din el.